Scorul este 6 la 5 pentru Faimoși. Conduc pentru prima dată în acest joc cei din echipa roșie, iar victoria este în mâinile Asianei, care este ajutată de către Sony Flame. De cealaltă parte, Carina și Cristian cu siguranță vor să egaleze. 3, 2, 1... Pornesc ambele echipe. Asiana este o concurentă foarte rapidă. Să vedem cum se va descurca împreună cu Sony Flame pe acest traseu. De cealaltă parte, Cristian și el este un concurent foarte rapid, dar iată-o pe Carina, fiind cea care conduce echipa albastră. Primii care ajung la penultimul obstacol sunt Faimoșii și iată-o pe Asiana deja terminând acest obstacol. Aruncă două piese. Pe cealaltă parte, Carina și le adună pe toate și vrea să le transporte pe toate odată. Asiana a fixat deja două piese pe coloane, patru chiar acum. Începe și Carina asamblarea celor trei coloane. A terminat Asiana puzzle-ul și va arunca la țintă. Poate fi ultimul duel dacă va arunca Asiana. Bine, aruncă folosind ambele mâini. Dărâmă două, patru acum piese. De cealaltă parte, Carina, acum de-abia aruncă și ratează. Dărâmă și Carina o piesă, o dă jos de pe masă. Continuă să rateze Carina, nu, acum lovește bine. Meci decisiv sau victoria Faimoșilor? Hai să vedem. Patru piese mai are Carina pe masă. De partea cealaltă, Asiana a pierdut avansul. Acum de-abia egalează și Asiana. Trei piese pentru Carina, două piese pentru Carina. Ratează următoarea lovitură. S-a dus Asiana să-și recupereze sacii cu nisip. Ambele lovituri ale Asianei sunt ratate. Ba chiar toate trei. Acum a avut trei saci și a ratat totul. Pe cealaltă parte, Carina mai are doar două piese. Ratează și ea însă. O singură piesă pentru Carina acum. Și avem meci decisiv. Egalează războinicii. Este 6-6 și vom avea duel decisiv. Noi nu avem cum. Acum chiar mi-a mers. Ce-a făcut fix Iancu? Ai văzut că altfel doar un pinci. Te uiți, o vizualizezi. După două trase, unul după celălalt. A lipit niște aer. Oricum, doi. Mi-a intrat doar o dată și-a luat punct. Ghița a intrat de două și-a luat un punct. Amândoi, oricare dintre ei doi am încredere. Eu intru cu voi la alergare. Tu intri tu? Da, dacă e tot mix, așa facem. 100% e tot mix. Da, tot mix. Mamă, cât m-a ajutat că mi-a zis că avea patru. Da. Când intrasem pe pilotul automat, aveam impresia că și-a mai da, una, da, două, nu știu. Chiar, odată în alea de sus, bă, nu mai avea forță asta de jos. Da. M-a ajutat foarte mult asta. Dacă băia și poate ghiși, ce poate intră? Asiana și... Care stai jos și odihnește-te. Da. Da, odihnește-te că avem nevoie de tine. Odihnește-ți picioarele. Fiți atenți, deci o să fie doar o fată, nu e Carina. Da, deci exact, tocmai de asta. Mare viteză înaintea. Da. Asiana e și mult la viteză. Asiana, de asta zic. Da, da. Dacă vreți, eu pot să stau pe bani. Sau indiferent. Fii atent, da, dacă mergem noi doi, te rog eu, lasă-mă pe mine în față, mergem mult mai bine. Okay. Că toate secundele în care mă tragi sunt secunde moarte, în care eu mă împotmolesc, mă da, înțelegi? Da, da. Și mai bine o las pe ea. Trebuie să meargă fluid, da, uite și el, că a ținut pasul cu mine, okay, okay. Dau eu o ton. Iată, avem duel decisiv în acest joc pentru comunicare. Este 6-6, mai este nevoie de un singur punct pentru adjudecarea victoriei. Una peste alta, vă felicit acum pentru tot efortul depus. Ați văzut cu toții, este din ce în ce mai greu în această competiție. Vom juca ștafetă și veți porni așa. Veți fi patru la start,
pornesc mai întâi câte doi băieți din fiecare echipă, ajung la finalul traseului și ridică steagul, apoi celelalte două echipe formate dintr-un băiat și o fată vor porni și ele. La final vă așteaptă deja pregătite pe masă 13 piese. Trebuie să le dărmați pe toate pentru a aduce punctul decisiv echipei voastre. Hai să vedem dueliștii din ultimul joc al zilei. Un pas în față. De la faimoși avem Sony Flame și Ghiță și Mihai și Asiana. De la războinici, Cristian, Emanuel, Carina și Iancu. Cine va arunca la final? Mihai și Iancu au povara ultimelor aruncări din acest meci. Acestea fiind zise, să înceapă duelul decisiv pentru jocul de comunicare! Iată-ne în fața ultimului joc al zilei, duelul decisiv. Este 6-6, la start, 4 concurenți din fiecare echipă. Vor porni de la faimoși mai întâi Sony Flame și Ghiță, iar de la războinici Emanuel și Cristian. După ridicarea steagului vor porni și Mihai și Asiana, de cealaltă parte Iancu și Carina. Iancu și Mihai vor arunca la țintă. 3, 2, 1! Pornește prima echipă. Sony Flame în față. Îl ghidează pe Ghiță de partea cealaltă, Emanuel în față, Cristian al doilea. Este ultimul joc al zilei. Avans pentru războinici, au trecut cu bine și de bârnă. Tare, tare, tare! Trag puternic de ei și faimoșii. Tare, 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 tare! Mimica îi ridică steagul, sunt războinicii. Acum ridică steagul și faimoșii. Tare, tare! Hai, tare, Carina, tare, Iacule! Hai, hai. Avans în continuare pentru războinici. Au reușit să-și mențină avansul și cei din echipa a doua. Alergă însă foarte tare. Asiana merge aplecată pe sub masă, în patru lape, Mihai de partea cealaltă. Iată, ajungând în același timp, se va decide totul la aruncări. Sunt 13 piese care trebuie să cadă de acolo. Dărâmă ambele echipe. Dărâmă, au avut lovituri bune. Atât Iancu cât și Mihai. Care va reuși să scape mai repede? Iată, la Iancu deja avem rămase doar 5 piese. Ratează, Mihai, ratează. Hai, Mihai. 7 mai are Mihai, 5 Iancu. Mai dărâmă 3 dintr-o lovitură, Mihai. 4, avantaj acum, egalitate din nou. Avantaj pentru războinic, din nou egalitate și avantaj pentru războinic. Mai e nevoie de o singură lovitură bună, ratează însă de 2 ori. Ratează și Mihai. Egalitate acum, lovitura decisivă, lovitura punctului decisiv, acum este a faimoșilor. Incredibil ce s-a întâmplat în acest duel. Câștigă faimoșii în jocul de comunicare cu 7-6. Bravo, 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 bravo.
Bravo, echipă! El când a ieșit din ultima sfoară, el a putut să bage sprint. Eu mai eram pe sub sfoară. Știu, așa ai făcut tu cu mine. Și m-am smuls! Ne-am uitat complet de... Hai, pentru energia noastră, pentru energia noastră! Bravo, mă! Bravo, bravo! 3, 2, 1 și fai moștri! Era al nostru! Știam câtă mai are, de asta am luat mai multe. Făceau grup, făceau grup. Foarte apăsit pe loc. 3 luni chiar. După 3 luni. E primul, e primul cu prieteni câștigat. Iar plânge Mihai, iar plânge. Azi cred că plâng și eu. Azi cred că o să plâng și eu. Nici o ștafetă pierdută, nici un joc la echipă pierdut. Asta demonstrează că suntem o echipă, frate, unică. Toate jocurile în echipă le-am câștigat. Am dovedit că ne sincronizăm toate, că echipa se sincronizează foarte bine, frate. Bravo, bravo tuturor, bravo, bravo Ghiță, bravo Sonia, ați fost înainte. Bine, Mihai, da. Foarte bine ați venit. Eu așa am văzut echipa la început, că ne-am și zis. Am zis că și prima oară am intrat cu Ghiță super bine, nu ne-am blocat deloc. Tocmai de-aia din afară se vede și altcumva. Nici nu mai mi-e foame. Acum avem și noi dulcele sufletului. Da. A dat foarte bine, a fost, da, la limite. Dar trebuie să încerci și tu, frate, asta zic. Trebuie să încerci și tu. Asta, dar la uite la chestiile astea trebuie să fim vocali. Bă, hai că mă duc eu data asta. Că oricum nu te judecă nimeni. Pierdem, asta e. Dar măcar să încerci. Jocul de comunicare de astăzi este câștigat de către Faimoș cu scorul de 7-6. Felicitări! De cealaltă parte, am avut astăzi o luptă pe cinste care s-a terminat în urma unui joc decisiv. Iancu, ce ți-a lipsit? Nu știu ce mi-a lipsit, chiar de la când mi-am dat seama că va fi ștafetă. Mi-am spus colegilor mei că simt că o să câștig și o să rup blestemul ăsta, ca să zic așa, al ștafetei, pe care îl tot pierdem. Am simțit că e finalul meu, traseul meu și m-am dus foarte încrezător. Însă mi-am dat seama că n-a fost așa, după ce Mihai a câștigat, felicitări lui. Într-adevăr, după cum am spus, am simțit că e finalul meu, le-am doborât bine pe toate, am rămas la una. Și când am văzut că e doar una, am fost sigur că n-am cum să mai arătesc, e una singură. Și mi-am activat pilotul automat și toate s-au dus la andala, el a avut un moment de calm care a fost benefic și a fost finalul lui, până la urmă. Mulțumesc, Alice. Ce v-a lipsit azi? Cred că concentrarea și faptul că s-a accidentat Lola și... Nu știu ce să spun mai mult de atât. Și spiritul de războinic, zic băieții aici, Emanuel cu Cristian. Ce înseamnă asta, Emanuel? Nu știu, Dan, spiritul de războinic, adică... Tragi până pici din picioare. Și cine n-a tras azi în echipa voastră? Cu toți am tras, dar uite, am avut-o și pe Emma, care chit că este rău, a vrut să intre pe traseu. Alice n-a mai vrut să intre pentru că este rău. Nu știu, sper că fetele noastre o să fie bine, sper că Lola e bine sub supravegherea medicului. N-a fost jocul nostru. Da, bine, mulțumesc. Așa cum v-am spus și pe parcursul meciului, Lola este sub observație medicală, nu este nimic grav, se va reface și va fi alături de voi. Mă întorc către Faimoși, Faimoși care au reușit să câștige și care în ultima vreme cam câștigă toate jocurile de comunicare. Asiana, mini balaur azi, a? Ce ați avut voi în plus? Cred că am fost mai uniți decât ei. Faptul că Lola s-a accidentat, s-a văzut că i-a afectat și n-au mai continuat cum au făcut la început. Sper să-și revină și ei și noi să ne bucurăm de acest joc de comunicare și de cei cu care vom vorbi. Mulțumesc! Mihai, nu știu ce faci tu câteodată pe traseu, dar la jocurile decisive, care e statistica ta? Statistica mea cred că e de 100%. Am câștigat de fiecare dată la ștafetă. Azi este despre starea de sănătate a Lolei, sper să-și revină cât mai repede, pentru că am văzut cu toții o accidentare urâtă, nici
câțiva membri de-ai războinșor nu se simt prea bine și am văzut asta. Important este să fim și să rămânem sănătoși în condiții foarte grele. Până la urmă și jocurile de comunicare săptămâna asta putem să-l câștigăm noi, săptămâna viitoare pot să-l câștige războinicii, dar important este să rămânem sănătoși. Mulțumesc! Îmi place când văd altruism din partea cuiva față de adversarul lui. Am văzut și acolo, în repetate rânduri. Până la urmă, în această competiție trebuie să rămâneți oameni. Azi au câștigat jocul de comunicare faimoșii, care se vor bucura de o conversație cu prietenii timp de 3 minute, o conversație la telefon. Felicitări încă o dată! Cu toții ne vom reîntâlni în Consiliul de Eliminare, acolo unde vom afla ce a decis publicul, dacă Andrei pleacă acasă sau dacă pleacă până la urmă războinicul Cristian. Publicul este suveran. Ei știu exact pe cine trebuie să susțină mai mult. Acestea fiind zise, vă doresc o odihnă plăcută până la Consiliul de Eliminare! Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube! Linkul e aici! Iar mai multe detalii, aici sau aici!